Bună ziua, dragi copii și bine v-am găsit. Eu sunt Emma Patrici. Vă invit să vorbim despre sunet și literă, despre vocale și consoane. Iată aici o imagine cu un coș cu mere. Formulați o propoziție despre imagine. Vom lua ca exemplu propoziția: Merele sunt în coș. Câte cuvinte are propoziția? merele sunt în coș. Propoziția are patru cuvinte. Să despărțim în silabe primul cuvânt. Merele. Me, re, le. Câte silabe are cuvântul? Cuvântul merele are trei silabe. Care este prima silabă? Prima silabă este me, ce sunete se aud în prima silabă? Se aud sunetele M și E. A doua silabă este Re. Se aud sunetele R și E. A treia silabă este Le. Se aud sunetele L și E. Ca să redau în scris toate aceste sunete, am nevoie de litere. Ce este sunetul? Sunetul este cea mai mică parte dintr-un cuvânt. Sunetul se rostește și se aude. Ca să scriem, folosim litere. Litera este semnul scris al sunetului. Litera se scrie și se citește. Iată aici câteva litere: A, M, R, E, B, O, P. Nu toate sunetele se pronunțe la fel. Voi rosti sunetele corespunzătoare următoarelor litere: A, E, I, O, U, E, I, I. Acestea sunt vocale. Ele se pronunță ușor, fără ajutorul altor sunete. În limba română există și sunete care se pronunță cu ajutorul altor sunete. Este vorba de sunetele corespunzătoare următoarelor litere: b, c, d, f, g, h, j, k l m n p q r s ș t c v w x y z Acestea sunt consoane. Ele se pronunță cu ajutorul unor vocale. Să exersăm. Revenim la propoziția de la început. Merele sunt în coș. Să pronunțăm pe rând sunetele fiecărui cuvânt și să stabilim care dintre acestea sunt consoane și care sunt vocale. Merele. M, E, R, E, L, E. Cuvântul merele are șase sunete. Sunetele M, R, L sunt consoane. Sunetul E este vocală. Cuvântul sunt. S, U, N, T. Cuvântul sunt are patru sunete. Sunetele S, N, T sunt consoane. Sunetul U este vocală. Cuvântul în. I, N. Cuvântul are două sunete. Sunetul î este vocală. Sunetul n este consoană. Rostiți cuvântul coș. Câte sunete se aud? Se aud trei sunete. C, O, Ș. Care dintre acestea sunt consoane și care sunt vocale? Dacă ați răspuns că sunetele c și ș sunt consoane, iar sunetul o este vocală, ați răspuns corect. În cazul în care nu ați răspuns corect, vă invit să revedeți explicațiile mele. Dragi copii, continuați să exersați și cu alte cuvinte. Iată, de exemplu, cuvintele urs și frunză. Numărați câte sunete are fiecare cuvânt, apoi stabiliți care sunt vocale și care sunt consoane. Iată răspunsul corect. La revedere!